Pacea Domnului Iisus. Preaiubiți frați și surori, mai întâi de toate să spunem slăvit să fie Dumnezeu. În foc și în furtună, pe valuri și vreme bună, noi spunem slăvit să fie Domn. Doamne, dă-ne putere ca în vremurile astea care planeta Pământ este zguduită și greu încercată, noi spunem slăvit să fie Domnul și în toate lucrurile facă-se voia Domnului. Am văzut multă durere în ultimul timp, am văzut tată a 11 copii plângând la sicriul soției. Am văzut mama ultimul timp acum a 8 copii, oameni tineri, care plânge la sicriul soțului. Slăvit să fie Domnul. Peste tot pământul este o jale și o durere, dar noi cei vii rămânem lângă Domnul și spunem slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului Iisus. Mă alătur durerii familiei Nichita, care trece prin aceeași încercare, pare că mulți trec. Eu unul care știu ce înseamnă despărțire de mamă, știu ce înseamnă despărțire de soacră, zic ca Domnul Iisus să-i întărească în vremuri ca astea, să-i treacă biruitori prin această încercare, slăvit să fie Domnul. Nu știu ce aș putea să spun în aceste vremuri, dar facă ca Cel care ne-a uns și a lăsat ungerea Duhului Sfânt să lese o ungere divină, o ungere sfântă peste inima noastră. Slăvească-se numele Domnului. Am găsit un cuvânt în cartea Domnului care spune așa: cum se risipește norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu își mai cunoaște locul care locuia. De aceea nu voi ține gura, ci voi vorbi în neliniște inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu, slăvit să fie Domnul. Am avut, pot să spun așa, bucuria să vorbesc cu mama Lenuța, cu mama surorei Lucica și soacra fratelui Teo. În ultimele zile, înainte de pleca la cele veșnice, am încercat să stăm de vorbă, să glorificăm numele Domnului și să primească, să facă un legământ cu Domnul. Slăvit să fie Domnul! Am încercat cu soacra mea să stau de vorbă despre cele veșnice și cu mulți alții care au fost așa Dumnezeu rânduit, chiar și cu mama mea, înainte de a pleca la cele veșnice, a făcut așa Dumnezeu rânduit să fiu, să am o ultimă întâlnire și am putut să vorbesc cu ea despre întâlnirea cu Cel care ține în mână toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Și să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Noi trăim prin Hristos, trăim cu Hristos, Hristos în noi, nădejdea slavei, slăvit să fie Domnul. Eu mă bucur foarte mult ca atunci, și m-aș bucura, să ne întâlnim cu toți cei care au plecat înaintea noastră, să ne bucurăm acolo în slava Domnului, slăvit să fie Domnul. Și pe noi să avem această nădejde că ne vom întâlni acolo cu cei dragi ai noștri. Glorie Domnului Iisus! De aceea, dragii mei, această despărțire pe care Dumnezeu a rânduit-o să ne umple să, cu pace și bucurie și cu gândul și cu nădejdea că ne vom întâlni cu ei în împărăția Domnului, slăvit să fie Domnul! Iar pentru noi cei care am rămas în scurta călătorie, Dumnezeu din cerul ne atenționează să ne pregătim pentru întâlnirea cu El, slăvit să fie Domnul. Pentru că va veni pe nori de slavă și orice ochi îl va vedea, slăvit să fie Domnul. Mulți se amăgesc cu gândul că nu știu ce fapte bune, că a dat un biscuit la o, nu știu pe unde, îl va Dumnezeu îl va ierta și va ajunge acolo unde Dumnezeu o promis, că îi va duce pe toți, dar nu e așa. Dumnezeu în slava și gloria Lui, dragii mei, spune un lucru minunat.
Zice, să nu ne socotiți cuvântul Domnului. Să nu luați în deșert numele Domnului. Dragii mei, le spun la toți care am ocazia să mă întâlnesc cu ei. Pregătiți-vă să vă întâlniți cu Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Unei iau în deșert, alții iau în derâdere, dar eu sunt sigur că cel care vine va veni slăvit să fie Domnul. Și El nu-i departe, dragii mei. Dacă punem urechea noastră spirituală, îi auzim venirea Lui, slăvit să fie Domnul. Pentru aceasta zic, Doamne, dă-ne putere. Doamne, dă-ne, ajută-ne să ne pregătim. Mărească-se numele Domnului. Am stat mult și m-am gândit, Doamne, de ce e atâta frică și cu tremur în rândul copiilor Tăi? De ce se tem copiii Tăi? De ce e atâta întristare? De ce nu e bucurie? Că zice cuvântul Domnului, eu vin curând. Și cum trebuie, dragii mei, când mergi acasă, cum sar copiii când mama spune, vine tata? Da? Toți copiii sar în sus de bucurie. Vine tata și îl încojoară pe tata. Și noi zicem, vine Domnul, da? Și noi suntem triști, da? Și apăsați și nu suntem bucuroși de venirea Domnului Iisus, de întâlnirea cu El. Nu suntem bucuroși. Dar spune cuvântul Domnului că niciun fir de păr nu-ți cade din cap fără voia lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Și mai spune cuvântul Domnului că de o anumită înțelepciune, mulți amestecă înțelepciunea lumii cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar hai să privim, dragii mei, în acest scurt îndemn, așa cum Dumnezeu ne-a rânduit astăzi la Iacov, da, să citim acolo un cuvânt minunat care Domnul în seara aceasta ne-a rânduit, spune așa, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtânire, nefățarnică. Și roata neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pacea, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, mărească-se în numele Domnului. Vreau să spun așa cum am amintit, în neliniștea inimii mele, dragii mei, care stă în fața atâtea lucruri, vreau să zic să ne pregătim, să ne întâlnim cu Dumnezeu nostru, slăvit să fie Domnul. Și în altă parte spune cuvântul Domnului, tot în Marcu, în 1 Petru, spune așa cuvântul Domnului. 4:7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Slăviți să fie Domnul. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Nu știu dacă noi suntem și realizăm că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. A fost scrisă Evanghelia aceasta acum câteva mii de ani și probabil cei de atunci când au văzut lucrul acesta au zis, cine știe când va veni acest sfârșit? Oare cum trebuie să ne pregătim, ce trebuie să facem și cum trebuie să umblăm? Slăvit să fie nou. Dar cuvântul Domnului spune așa, la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu, da? El ce a făcut, dragii mei? A venit și a locuit printre noi. Cum? Plin de har și adevăr, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, vegheați în vederea rugăciunii. Fiți înțelepți. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Mărească-se numele Domnului. Și tocmai aici vine diavolul, vrăjmașul neprihănirii noastre, să ne împrăște, să ne dea la o parte, dragii mei, să nu mai putem veghea în vederea rugăciunii. Măriți să fie Domnul. Toate lucrurile au fost făcute prin cine? Prin Domnul Iisus, a Lui să fie slava. Dar COVID-ul ăsta, prin cine a fost făcut oare? Tot prin Domnul a fost îngăduit să fie și El făcut, nu? Doar El este stăpânul, e și stăpânul COVID-ului ăsta? Măriți să fie Domnul, e și stăpânul COVID-ului. Dragii mei, nu am unde să mă ascund, le spun la mulți. În fundul pământului, dacă îmi fac o gaură și intru acolo, și dacă va fi voia lui Dumnezeu, și acolo mă va găsi. Dacă mă voi ui în lună pe lună, și acolo mă va găsi dacă va fi voia lui Dumnezeu. Dar eu știu, dragii mei, că atât timp cât mai bate inima mine, eu vreau să stau pe genunchi împreună cu toți cei care caută și vor întâlnirea cu Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. Mărească-se în numele Domnului. Dragii mei, este un timp de tristețe în mijlocul nostru. De multe ori am luat parte la
priveghiuri așa cum a fost anunțat, s-au cântat cântări, s-au cântat, eu nu știu dacă acum, dragii mei, familia Nichita trece într-o cercare, așa, printr-o durere foarte mare. Și a zis ca Domnul să-i binecuvânteze și să-i întărească. Dar rămân la cuvântul Domnului care spune așa: toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Într-o zi a mers la fratele Teo în vizită și a spus: frate, Dumnezeu care ne-a înfrățit, da? Slăvit să fie Domnul. Și sângele Domnului care ne apără de orice lucru, de orice lucrare demonică, ne apără și de acest lucru, de acest govid. Slăvit să fie Domnul. Ne-am plecat pe genunchi, ne-am rugat, am plâns și ne-am bucurat împreună, slăvit să fie Domnul. Și dacă așa au fost să întâmple, anii vieții soacrei lui fratelui Teo au fost temin în timpul ăsta, îi spune slăvit să fie Domnul, că așa Dumnezeu a rânduit. I-am spus soacrei lui, mi se pare, am zis că s-ar putea să plec eu înaintea ta, mamă Lenuța. S-ar putea să ies pe ușă și să plec înaintea ta. S-ar putea să pleci tu înaintea mea, că nu știu cum Dumnezeu va rândui. Dar așa rând Dumnezeu să plece înaintea noastră. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, pentru noi toți care am rămas, nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus. Slăvit să fie Domnul. Zice, lumina, această lumină minunată, El era viața și viața era lumina oamenilor. Am zis, Doamne, de ce atâta lume zace în păcat? De ce atâta lume, atâta biserica lui Dumnezeu care trebuie să stea în fruntea tuturor lucrurilor, să dea dovadă de că este biserica lui Hristos, de ce astăzi este apăsată? De ce astăzi este capul jos, dragii mei? Și am zis, Doamne, am stat și am gemut în inima mea, Doamne, descoperă-mi Tu lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, s-au amestecat paile cu lucrurile, cu lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Spunea un frate într-un îndemn, s-au obișnuit să vină înaintea lui Dumnezeu, așa, cu orice faptă, cu orice lucrare, ca și cum îmi iau așa o, cum să vă spun, dragii mei, o autoritate. Știi ceva, frate, eu sunt prieten cu Dumnezeu, știi, de mulți ani, știi, eu așa o atitudine și mi-e așa niște lucruri care mă aduce așa într-un cadru cu Dumnezeu, ca și cum aș fi egal cu Dumnezeu. Dragii mei, înaintea Lui, zice, se va pleca orice genunchi. De unde? De sub pământ, de pe pământ și în cerul, slăvit să fie Domnul, gloria Domnului Iisus. Înaintea Lui trebuie să fim sfinți și fără prihană. Mărească-se numele Domnului. Pentru poporul lui Dumnezeu, acei care zic că-s botezați cu Duhul Sfânt, ce trebuie să fie, cum trebuie să fie? Sfinți și fără prihană. Mărească-se numele Domnului. Dragii mei, eu nu am văzut un om al lui Dumnezeu care să zică că e botezat cu Duhul Sfânt și nu caută lucrurile de sus. Mărească-se numele Domnului. Și aici Dumnezeu mi-a dat o lumină și am văzut, Doamne, și am putut să fac deosebirea. După faptele lor îi vei cunoaște. Spun că sunt copii al lui Dumnezeu, spun că sunt botezați cu Duhul Sfânt, dar faptele lor, dragii mei, îi denaturează, îi dă deoparte de adevărata fața lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Doamne, ajută-ne, măriți să fie Domnul. Dragii mei, pentru că este un îndemn, rămân la aceste lucruri. Domnul să îmbărbăteze biserica și să întărească biserica Râul Sfânt. Mărească-se în numele Domnului. Și aș dori din toată inima ca frații și surorile să-i, Domnul, să spulbere acest duc de frică, dragii mei, și să rămână în cuvântul care s-a fost citit, să veghem în vederea rugăciunii. N-are importanță. Unul va sta în colțul ăsta, unul în colțul ăsta, unul în colț. Deci, dar să stăm, dragii mei, acum, în timpurile acestea, când Domnul va veni să ne găsească pe genunchi la rugăciune, slăvit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească și să vă umple de putere. Amin.